Ai ați trăit destul de sărac. Eu nu știam că ce-ar însemna pe masă să ai atâta mâncare ca să te Ai 8 copii. Soția ta este foarte populară pe Instagram. Inițial nu a fost Marina Cârnaț, ea a fost Marina Urâtă. Odată chiar au fost divorț. Tu crezi că un bărbat poate fi fidel unei femei toată viața? Nu știu ce pot să... Avea mai plăcut față pământul decât relația sexuală cu femeia pe care o iubești. Ai stat la toate nașterile. Atunci când am pierdut pe primul copil, eu tot am asistat la naștere. Ați avut disensiuni în legătură cu asta, în legătură cu religia, cu soția? Da, da, certo. le e legat de botez. Familia Cârnaț este milionară în euro. Pentru așa ai capi umre. Cât cheltuiți pentru întreținerea familiei lunar? În jur la 30.000 de lei. Ambițiile politice. Voi candida la funcția de președinte a Republicii Moldova. Teodor Cârnaț, oameni buni, este invitatul interviului fără protocol de astăzi. Dorin, îți mulțumesc pentru invitație. A fost anterior societa. Aici, Marina, am avut o discuție extraordinară, am discutat despre educația copiilor și astăzi tot vrem, vreau să discutăm despre acest lucru, dar o să încep. Ai opt copii, unul din prima căsnicie, șapte din cea de-a doua și unul, cel de-al optilea în de a doua căsnicie, îl așteptați. Cu mare plăcere, în așa, ăsta, așa, da? <laughs> Eu vreau să începem prin a-i descrie um, pe fiecare în parte. Eu aș începe cu Teo, pe care l-am așteptat foarte mult, deoarece atunci când nu ne căsătorisem, ceva pentru minorul Dumnezeu, am plecat împreună în Maldivie cu soția, erau niște foi de astea care ardeau și soția ca întotdeauna au oprins momeala și am mers încolo și atunci am plecat în Maldive la fel de fel de restaurante indonezieni, chinezești, unde mâncare era prea prinsă, prea chipărată. Noi mâncam amândoi că să planificăm primul băiat să fie. Însă Dumnezeu a făcut ca noi în Maldive să nu reușim să planificăm un copil. Ne-am întors acasă, Parcă eram în căsătorie vreo an, un an și ceva amândoi, soția și eu am început să punem întrebări, poate nu suntem, poate nu suntem compatibili, am mai plecat pe la niște babe. Pe bune? <laughs> Stai, dacă la că să fie citit acum în cafea sau <laughs> până la urmă. Ne-am întors noi acasă și peste un an și ceva de la căsătorie. Da, aproape un an de acum, hop, am dus la naștere și prima naștere a fost cea mai grea pentru soție, fiindcă soția era deprins nimic, s au o doare, crescut într-o familie așa ca un bubucel de floare, n-a avut nicio durere, mai nimic și când încolo durerea aceasta care trece, prin care trece o femeie la naștere, este o durere, mi se pare că insuportabilă. Eu ca și bărbat când eram atunci alături de ea, mi-am dat seama că mai o pierd pe soție, știi? Așa tare durere era. Ulterior când am văzut că l-a născut pe Teo, eu prima am fost care l-am văzut, zic -o, slava Domnului. Și ca rezultat, vedem, Teo este un bărbat, chiar dacă nu bărbat, de acum are acuși 14 ani, s-a schimbat vocea, de acum apare și pe ceva muște aici. Și văd că a luat mult de la soție, în Înfățișarea fizică este a meu, dar nu la soție. Este cumpătat, nu de care cu șmecherii, de multe ori parte de la el ca să fie împăcat și la frați, Asta e Teo și sper că caracterul respectiv puțin, puțin să-l modifice pe viitor. Sper, pentru că, cu ta modestie în viața respectivă, nu ajungi ca să, să atingi culminalte. în economie, în business, în ce vrei, unii trebuie puțină concurență, puțină șmecheria. Trebuie puțin, să ai uh, și eu am, puțină, da. și. ambiții. În schimb, a doilea copil, Manuela, soția de cum era însărcinată, cum are ce am convins-o, că să. Să-l planificăm pe a doilea copil, eu și-am și eu cu bombăneala, am spus că primul de acum e mai greu, de acum tine acolo e foarte tot, e dezvoltat, de acum n-au să te așa mare uh, durere pe care a avut-o cu Teo. Ei până la urmă au acceptat, uh, s-au minunat, a reușit, a fost și de acum a ajuns momentul cu nașterea și soția s-a așteptat la durere mai, mai spunem în cap și când colo născut. Și așa repede. <laughs> Eu zic, te-am te te avertizat că o și e Și de acolo a început procesul, da? În schimb, Manu da, în schimb, Manuela, ea e copia mea la caracter, e, foc, ceea ei, ea se luptă până în pânzele albe, albe e, cei care o cunosc pe dânsa are un, așa un caracter care o să reușească tot în viața aceasta. Este de tot. Și limbi, și dicții, și sport, absolut în tot. Ea va ajunge la apogeu dacă va dori. Al treilea, Mateo, parcă este un diplomat. El întotdeauna are așa o, o privire la lucruri ceva de sus, adică parcă s-a de acum cu aer, să fie îmbrăcat așa mai frumos, mai stelat. Și chiar de la naștere, o aduceam la grădiniță pe el nicio emoție, când recita vreo poezie, stătea așa, știți, parcă toți tremurau de el. O, ce vreți, vă spun și o poezie, dacă trebuie, știa? este acel copil care mult a schimbat la noi. Dacă până la treilea copil, eu și soția eram așa mai mult verzi în relație, vorbesc. O relație care era cam zbuciumată până la treilea copil. În schimb, al patra copil când a apărut este Teia, Teia care puțin a revoluționat relația noastră în familie și acest copil cum este Teia, este un copil care vrea mult de la viață, are energie supra, dar încă puțin, puțin nu s-a format. Vrea să fie ca Manuela, dar în același moment vrea să se prostească ca Tamiya. Adică, dar nouă... mai mică. Da, catamia dar are 9 ani de zile. Vrem să nu vrem, de multe ori spun, tăia, dacă vrei ceva în viață să reușești, apoi numai decât trebuie să iei cei mai buni de la frații tăi și să pui la ceea ce ești tu, ca și, ca și om. Deoarece ai o energie data Dumnezeu prea mare, uh, ai un corp care este sportiv de la naștere și plus la aceasta ai o minte care trebuie să o modelezi. Nu frâna, așa am spus, nu frâna, fiindcă capul pe umeri nu ca să l îmbrobezi, dar ca să gândești cu el. Următorul, Tadeu, ia ca Tadeu, uh, este o, parcă așa, o clona mea. Fiindcă eu în, în familie toți sunt al treilea, frate. Adică e al patrulea, dar de frața al treilea. Și Tadeu este o persoană care totalmente înseamnă mie. Și la caracter, și la gândire. Are un spirit de observație, e și de comun, o logică lui. Și dacă și-a pus scopul, nu contează că e Badea Teo, că e Badea Mateo, că e Țaca uh, Manuela, că e Teia. Nu. S-a bătut cu toții, până la urmă a obținut ce a dorit. Asta este Tadeu. Și eu spun, de Tadeu, mult la tine și chiar mult să cu mine. De <laughs> Și cel mai interesant dimineața, anume Tadeu, este acel bărbat care, sau băiețel care vin la noi în familie și o cuprinde pe mame, o sărută și face complimente. Și zic, hai să fac masaj, oleacă, știi? Și -o zic, uite n la dânsa asta, eu sunt carne și oasă, știi? Următoarea sunt două prințese, Malvina și Tamia. Malvina este o persoană care este greu de, 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 descris în prezent, fiindcă are 4, aproape 5 ani de zile. Este o blondă care o să reușească tot în viața respectivă, fiindcă care bunătate, are blândețe, are frumusețe, ca și la fete ale mele. În schimb, are o, un atu al ei, o vorbire deosebită. Adică până în prezent nu poate spune R și eu zic o scânt ca Patricia Cas ceva ca o franțozoaicele. În schimb, Tamia, Tamia e foc. Tamia e foc, deci ca o spun, fiindcă la vârsta ei de 2 ani de zile, după logică și gândire, depășește pe toți. Absolut pe toți. La vârsta asta. La vâr adică eu fac comparații da. când, erau copii. Ceva are legătură cu Manuela. Dar tamii îi depășește pe toți. Fica ta cea mare? Pentru că ea deja e cu mult mai mare decât... Fica cea mare a fost cu mine până la 9 ani, aproape 10, după ce a plecat la Mike's în Italia și are un mare atu în viața aceasta. Ea este copia mea. După înălțime, după gândire, după caracter și duritate. Ce mă mândresc cu ea! În anul 2 de facultate am urmat un schimb de experiență în Polonia, această perioadă fiind cea mai frumoasă din viața mea. Acolo am făcut cursuri de jurnalism și am înțeles că vreau să practic această meserie în viitor. Și tot atunci am realizat cât de important este să cunoști o limbă străină, în special engleza. Acum este mult mai ușor să înveți limba engleză sau să-ți îmbunătățești nivelul actual. Welcome to Oratorica. Darin, could you tell me please why studying English is so important for you as a journalist? For me, it's uh, very important to study English because I want to make interviews with people who speak English. That's great, yes, yes, I understand. But in English, we take interviews and we do interviews, we don't make interviews. Cursurile de engleză la Oratorica sunt bazate pe metodologia Cambridge, care îmbină avantajele tehnicelor moderne de predarea limbii engleze. Manualele originale de la editura Cambridge University Press conțin informație actuală și autentică, astfel încât studenții să fie pregătiți pentru comunicare. Materialele audio și video de asemenea sunt riguros selectate. Studenții ascultă și văd oameni de diferite etnii, cu diferite accente, în cele mai diverse împrejurări. Cei de la Oratoric tind să fie aproape de fiecare și oferă atât cursuri online cât și offline, la 5 filiale din Chișinău și o filială din Bălți. În cei 10 ani de activitate au reușit să obțină încrederea studenților și se bucură de succes și în Ucraina, unde au la activ 3 filiale în orașul Odessa. Găsiți în descrierea acestui video linkul la canalul de YouTube al celor de la Oratorica, unde puteți vedea multă informație utilă, dar și linkul la site-ul lor, unde vă puteți înscrie la cursul de engleză. Fă clic și începeți să studiezi limba engleză cât mai curând pentru că ea îți deschide o multitudine de oportunități. Finally, Dorin, why would you recommend study English as a foreign language? It's a global language for business trips, for traveling and for studies, of course. Eu în viața aceasta am mai avut un copil încă, am avut un copil care a murit la naștere. Da, din prima căsătorie, la fel am asistat la naștere, era un copil perfect sănătos, de 3 kg și vreo 200 de grame, Bogdani am pus numele sau prenumele, dar n-a trecut vama aceasta dintre viață și moarte. Eh? Deoarece când s-a născut era cordon umbilical de trei ori în jur la gât, știi? Și s-a asfixiat în momentul nașterii. Eu l-am primit așa în brațe, l-am luat de la medici și m-am mutat ce mult seamănă cu mine, știi? A fost o soție, mai nici nu a văzut, fiindcă era într-o stare de șoc. Eu în personal l-am îngropat, și atunci când l-am gropat la Holercani, atunci i-am spus că, Bogdane, câți frați și câți sorori o să-mi Dumnezeu, pe toți o să se nasc, pe to la toți o să dau viață, ca să pomenească pe tine. Și uite cam așa se întâmplă Ce în viața frumos! Acesta. Da, Dorine. Eu chiar nu știam de asta, adică nu știu dacă ai zis-o undeva. Nu prea am, mai deloc, cei din sat cunosc lucrul acesta, fiindcă, dar în sat l-am îngropat, ceva în emisiuni televizate nu, dar asta e viața, știi? Acum să trecem la ceva mai, să zicem, mai vesel, așa. Soția ta este foarte populară pe Instagram, peste 100.000 de mii de urmăritori. O audiență foarte activă, postează cu regularitate, inclusiv uh, viața familiei, inclusiv uh, tu apare acolo. Te deranjează asta? că viața personală e cumva expusă <laughs> publicului. Eu până la șaptelea copil am fost categoric împotriva ca să fie expusă familia și am căzut de acord cu soția că e viața privată, e viața noastră și e bine ca să o dosim de ochii lumii, fiindcă lumea e de așa natură că dacă în ograda vecinului o este mai grasă, întotdeauna spui ochii pe ea. Sau cel puțin mă ca să o piatră și să arunci în ea, știi? Să <rătăși> <rătăși> în piciorul sau, ca nu cumva să fii mai bun ca la dânsul. În sens figurat eu vorbesc. Însă, după ce s-a născut Tamia, i-am spus, draga mea, tu pe, pe prea, mulți, Pe prea multe persoane tu urmărești, rețele de socializare, pe Instagram, Facebook, inclusiv pe o familie noi urmăream din America care avea fix 8 copii, 4 băieți, 4 fete și parcă pe noi când aveam vreo 4 sau 5 copii noi urmăream și hai să vedem ce mai face familia aceea, cum mai mai crescut copiii aceea. și când ne uitam cât de frumoși cresc și cât de buni sunt, eu am spus, draga mea, dacă acum după a tu știi ce, ei pe noi ne-au motivat cei, familia din America, Păi tu știi ce? E bine poate și tu să prezinți familia și poate motivăm și noi pe cineva ca să nască vreun copil. De obicei, când vezi la cineva o relație frumoasă care dă naștere la niște copii frumoși, îți pui întrebarea, dar ce au făcut ei ca să aibă o astfel de relații frumoase? Exact. De ce să nu eu și eu ceva bun de la ei, știi? Și dacă tu poți prezenta un produs nu fals, Dorine, Cu principalul zi. să nu fie ceva care o relație falsă, dacă prezinți o relație naturală, cum, așa cum se petrece în familie, cel care te urmărește o să ia ce e ce mai bun și azi puțin în substanța e, mâine mai mult și la un moment dat spun, nu este comportamentul meu de acum. Asta nu mi aparține. Nici nu o să-ți dea seama de unde au furat o idee bună, de unde luat un comportament, de unde luat o privire, ca în cele de urmă să se formeze ca o personalitate. Teodor, dar este și cealaltă parte a monedei. Atunci când îți expui public viața personală, sunt și critici, pentru că oamenii sunt diferiți și iată, eu știu că și Marina primește de-a lungul timpului, aici nu ai aranjat ceva ok, copiii ăștia mai mănânc ceva, uh, sau uh, uh, mă opriți uh, la copii. deci <laughs> ce, sau, și, da, 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 ce da. nu știți ce înseamnă prezervativ. <laughs> păi da, iată cum o protejezi de asta și pentru că e destul de complicat la un moment dat, când atât de mulți urmăritori, să faci față și criticilor și mesajelor nu foarte binevoitoare. Uh, eu i-am spus în felul următor, gura lumii niciodată nu astupi și dacă este așa și tu devii de acum un blogger, un blogger care poți influența multe lucruri, ele aceste mesaje ca ceva natural. Asta e firea umană. Nu le trece prin suflet, nici într-un caz. Dacă e ceva de învățătură, corectează, dar dacă e ceva de ură, ceva de care intră în contradicție cu eu tău, tu știi prea bine cine ești tu, Marina Cârnaț. Și nimeni nu poate să te influențeze în afară de mine, în afară de mine, în comportamentul tău. deci, e take it easy. El e ușor, dar dacă atât de nocive sunt ele, nu le știe. Tu ți-ai dorit mereu o familie numeroasă, pentru că și tu vii dintr-o familie numeroasă. Cinci copii, al patrulea. Uh, ziceai despre copilăria ta că nu a fost deloc ușoară. Ziceai că și tatăl era destul de autoritar și ați trăit destul de sărac. Spuneai tu un caz destul de curios când veneai la studii, ai vrut să-ți iei cartofi și tatăl a zis că bărbatul trebuie să aducă acasă, nu să ducă. Și chiar atât de dur era la voi și chiar atât de dificilă era perioada? Dorin, tatăl meu a fost crescut fără tată. Bunicul meu a murit la război. El nu a avut un etalon ca și tată să fie. Poate în tinerețea lui tata a fost mult mai bun. De nu l-am cunoscut. Eu doar sunt al patrulea în familie. Eu când am apărut fața pământului, eu nu știu dacă l-am văzut vreodată treaz. Era foarte autoritar. De agresiv să te bată? Nu. Dar felul lui de, a, de, comportament când era beat era egal cu comportamentul a oricărui om beat, știi? Dacă omul beat își pierde mintea. Și asta m-a determinat pe mine de multe ori să încetul cu încetul eu de mic copil să mă maturizez mai repede. Fiindcă de mic copil eu numai lipsuri am știut. Eu nu știam că chiar ar însemna pe masă să ai atâta mâncare ca să te că în sfârșit am mâncat și eu bine, știi? Ajungea uneori iarna că trebuia să răscolești cartofii din beci care erau foarte stricați și mănânci, știi? Sau niște mere stricate care au mai rămas, știi, pentru ultimele. Dar care era problema? Nu munceați? Nu, nu era de lucru atunci? Tata muncea, muncea, dar se ducea la muncă, pe, de exemplu, era la construcție, se ducea la muncă pe 1 ianuarie, univar pe, 3, pe 15-20 a libera cauza băuturi alcoolică. Înțelegi? La fel se ducea la colhoz, la avea norme. De acum tot, băuturi alcoolic. Pentru tată de acum noi munceam. La fel și mama muncea la tutun. Foarte, de punct de vedere financiar ne-a fost foarte și foarte greu. Poate frații mei au cunoscut timpurii mai bune când ei, dar sunt mai înainte erau. Dar totuși când am apărut eu, e, din mic copil eu am văzut aceste lipsuri în familie. Și parcă aceasta m-a determinat de mic copil să apreciez foarte mult banii, adică să fiu foarte econom. Fiindcă eram odată în o gradă și tata mi-a spus, așa, de câte ori te urci în copac, cu ce atâta copii ce o să primești? Eu m-am urcat de 15 ori, la 3 ani de zile. Și am primit 15 copii aici. Ce drept, am, a doua zi am în spital pe, cu operație de hernie, știi? Dar asta a fost. La o, când am văzut că sunt lipsuri în familie, m-am interesat cum eu pot să mai fac bani. Și fratele mai mare uh, s-a dus uh, la noi în sat aveam ansamblu instrumentul ce când da la trompetă. Zic, m-am interesat, dar cât bani primești? Cât? La 10 până la 20 de ruble. Zic, o, oh, minunat, oh, mă înscriu și eu la muzică. Nu tare că îmi plăcea mie muzica, știi, dar m am motivat precum că pot să primesc niște bani și să... Nu mă gândeam la mine, dar să ajut familia. La fel, tot la vârsta de vreo 10 ani, am acumulat un borcan plin, cu, cu bănuți, te litri. îți imaginezi sau nu? I-am câștigat de la totun, de la uh, oierit, pășteam niște oie, mă duceam și îngropam morții. Ce, ce pare, erai? Nu eram gropar. La noi este un obicei în sat că, uh, când se petrece mortul la cimitir, la fiecare intersecție, la fântână, s-aruncă bani, știi? Uh -huh. Și eu de acum știem aproximativ cine a murit, știem de ce fântână o să arunce banii și mă, mă aruncam asupra la bănuții ceea că un vult, o îi strângem acolo, știi? Așa, așa, erau timpurile, știi? După ce am îngropat în grădină acest borcan de bănuți, ca graf Monte Cristo. Și până la a fost fărat, sara au fost fărați. Dar de, de ce l-ai îngropat? A, păi ca să-l să depozitez, să fac economist, nu mă apropii de el, gata. Am îngropat un borcan de bănuți, data viitoare în unul să încep. Și cineva un vecin nu l văzut, l îngropat, a văzut, l-am îngropat, i-a spus uh, la un frate de-a fratele i-au luat, s-a dus să joace la Ariol. A jucam și eu bine Ariol, știți, uh, la bani. Eram expert în domeniul respectiv. Până la urmă, <laughs> o peruță jumate din bani din morcanul celălalt, fiindcă așa era fratele, știi? Și asta, într-o care măsură, m-a făcut ca eu să, din mic copil, să, să, să apreciez banul și să mă gândesc cum pot să ajut mama, și cât de cât să supraviețuiesc financiar. Ce faci când vezi la TV sau auzi la radio o informație falsă, o afirmație sexistă sau discriminatorie? Probabil cel mai des te simți neputincios și nu faci altceva decât să treci cu vederea sau să schimbi postul, deoarece nu știi că poți acționa. Însă pentru astfel de situații, noi avem un mecanism prin care putem semnala orice conținut radio sau televizat părtinitor, fals, care incită la ură sau discriminează. Este vorba despre platforma Te Privește, dezvoltată de Centrul pentru Jurnalism Independent. Intră pe site-ul tepriveștemediacritica.md la rubrica Depune o plângere, unde găsești un formular simplu care trebuie completat indicând postul radio sau TV și emisiunea pe care o raportezi. Totul se face anonim, iar datele tale personale nu ajung la nimeni. Echipa CJI colectează plângerile și verifică dacă este o încălcare a legislației sau a prevederilor deontologice. Ulterior expediază petiții la Consiliul Audiovizualului și urmărește ca autoritatea să reacționeze, să ia atitudine și să-i amendeze pe cei care încalcă. Așa că de astăzi fii atent la ceea ce vezi la TV sau auzi la radio. Notează-ți încălcările și falsurile și raportează-le cu încredere pe platforma Te Privește. În descrierea acestui video găsești mai multe detalii și nu uita că un om bine informat este un om greu de manipulat. Mama este una eroină la mine, că nu -a, a divorțat cu tata, chiar de multe ori îi mulțumesc pentru aceasta și în cel de urmă noi am fost o familie completă dintre tată, cu tată și cu mamă, rău sau bun. Dar el a fost o, tatăl meu și chiar îi mulțumesc de multe ori pentru aceasta că mi-a format un caracter, un caracter puternic. Am avut o copilărie foarte bună, dar plină cu sărăcie, dar am avut o copilărie foarte bună, dorine. Am avut noroc de niște profesori minunați în liceul teoretic Holercani. Am avut doi moși de mei care mi-au predat unul limba română, ștetura română și a doua istoria. Am avut un mătuș care mi-a predat biologia. Mama mea provine din 12 copii. Mama mea e ultima. Fratele lui mama aveau o parte studii superioare. Dar bunica au spus, te-ai luat cu unul care nici tată, nici mare nu are, apoi trăiește cu el. Știi, așa a fost bunica mea. O femeie jos pălărie. Dar iată tatăl tău, dacă zici că mai și recurgea la violență, dar îi mulțumești pentru faptul că ți-a creat caracterul, tu ai vrea să creezi caracterele copiilor tăi prin aceste metode? Nu, nici într-un caz. E bine să creezi caracterele la copii dar o poți face prin diferite metode, mai ales metode inteligente și părintești. Deoarece la momentul acela când duceam lipsurile de cartofi, de mâncare, atunci chiar avem nevoie de acei cartofi în bază care putem să supraviețuiesc. Dar tata, el, -a, cresc, el a crescut fără tată. Poate el prin asta a văzut că asta îmi va da mie în mână undița și am să prind pește. Și așa și a fost. Am venit la Chișinău și în trei zile mi-am găsit să fiu paznic la grădiniță. Ulterior, m-am angajat uh, la servici la Ministerul Justiției ca să înregistrez acte normative după ramuri de drept și, în, a fel, în așa fel, de acum mă asiguram financiar. Atunci l-am condamnat el pe tata, dar așa era el. Vorbim despre studii, tu ai făcut drept, tu atunci aveai posibilitatea sau ce ai făcut? Dorine, prima facultatea mea, eu am absolvit școala cu medalii, tu știi de asta. Dar, dar, eram candidat la medalii de aur, dar, de dar părinții mei nu știau. Cum învăț eu la școală, ți de bunica mea, Natalița, era extraordinară. Mama mea știu că învăț eu bine, tata -ta -ta meu a spus că știi ce? Eu am absolvit șapte clase, și în afară de păscut coci ăsta, sau berbeci, nu, nu o să mă depășești pe mine, fiindcă tata meu, când era mic, nu prea mă respecta pe mine. Asta recunosc. Asta e al lui. Și când am, eram candidat de acum la medale de aur, un frate de-al lui mama mea, care mi-a predat mie limba și română, mi-a pus 4 pe 4 la examen. Ce de tot pe cea de argint. Dar tot el mi-a spus, din tine nu o să iasă om cu nu o să zici fața fără, ăsta ceafă fără de oglindă. Ți imaginezi sau nu? Cât de dur a fost cu mine. Și Ce după, drept, peste ani? Peste ani el a recunoscut că a fost dur cu mine. Ce drept am, când a decedat, am fost la mormântare, am cumpărat și secriu, fiindcă a avut așa niște copii cu studii superioare, dar au dispărut, nu știu din ce cauză, știi? Asta e viața moșului meu. La 17 ani m-am dus eu la Facultatea de Drept, am depus documentele, m-am întâlnit cu niște colegi de-a și au spus care n au citit lucrările lui Lenin în 89. Cu tare și cu tare și mai multe lucrări de al lui Karl Marx, n ar nici pe-aproape ca să, să, fie, să fie matriculat la Facultatea de Drept. Eu aici am dat puțin frică. Mi-am luat documentele de la drept le-am depus la educația fizică, unde eram înmatriculat fără nicio, nicio problemă, că eram medalist. Luam numai aproba sportului, de acum eram student. Ca ulterior, Dorine, eu să văd cine a devenit student în 89 la facultatea de cu care eram colegi în, clas, în, 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 odaie. Zic, stau, că ei nu știe una, două, trei, patru, cinci. Și eu am devenit, o an, a fost student la educația fizică și după prima sesiune, după ce am sunat biologie, nu, anatomie, biochimie, am avut norocul să l-am pe domnul profesor Baciu. El e doctor habilitat, profesor universitar, acum îl degrabă 85 de ani și îi doresc multă sănătate, el știe lucrul acesta. Și atunci de examen la anatomie și că crnați. Păi nici studenții de la medicină nu răspund ca știne anatomie. Ce caos tu aici? Asta a fost ca un ciocan în capoc. Și al doilea era profesor Fuso, biochimie. Crăț! Tu ce căutat pe educația fizică? Și după prima sesiune am spus gata, eu mă retrag și mă duc să mă pregătesc pentru, pentru facultatea de drept. Și aici, Dorine, n-am spus la părinți, nici la frați, m-am dus și m-am înscris la cursuri la Universitatea de Stat pentru pregătire. Eu pregăteam atunci istoria, pentru că dacă sunem istoria pe 10, atunci mă matricula la Facultatea de Drept după primul examen. Dar dacă nu suneam pe 10, trebuia să mai sună încă două examene. De aceea mă pregăteam, pentru, numai istorie și istorie cunoșteam, timp de jumătate de an, și a, a, a venit momentul când trebuia să sună două sesiuni la educație fizică. Dar nu le-am spus la nimeni la, că mă duc la drept, fiindcă nu doream să mă rănesc pe mine exact dacă nu reușesc acolo cel puțin măcar nimeni nu o să știe. La foaia de drept mi-a fost greu, deoarece eram într-o grupă numai medaliști, acolo Tesc a absolvit aproape școala cu medalia, grupa 1, în 1990, matriculați, niște băieți, niște colegi de grupă minunați am avut, dar nu mă credeau că provin dintr-o așa familie săracă. Până la urmă am fost printre primii care am creat organizația neguvernamentală Liga Studenților de la, Facultatea, de la Universitatea de Stat din Moldova. Președinte devine Alecu Aleco Cernei, eu ajutor, Igor Gros, ulterior devenit membru al legii studenților. Noi am fost acei studenți care am organizat cea mai grandioasă grevă din istoria studenței din Republica Moldova. În 1993, noi am fost acei care am organizat greva în baza căreia toți studenții au obținut transport gratis în municipiul Chișinău. Am obținut ziua liberă a studenților în Republica Moldova. La fel avem acces liber la teatre, la spectacole, la filme de ziua a studenților 17 noiembrie. Vă imaginați sau nu? Dar actuala studenții văd că nu prea. Atunci pasivă, Atunci Atunci piață vreo 17.000 de studenți. Eram o putere minunată. Serios. În orice caz, acele timpuri erau minunate pentru întreaga studenție, inclusiv și pentru mine. Spune despre prima căsătorie. Cât a durat și de ce s-a finalizat? Eram tânăr, Dorin. Eram student. Dacă când ești tânăr, de multe ori faci și greșeli. Dar am greșit. Și la fel au fost niște certuri legate de caracter. Și până la urmă, eu am fost o persoană care ți-am spus că îmi să mă, proveneam într-o familie foarte săracă și atunci când m-am căsătorit prima dată, am dorit ca să fac bani, ca să nu, nu trăiește în cămin, că trăiam în cămin. Să fac o afacere și am aflat precum că a venit Republica Moldova o firmă care producea niște bacterii bazate pe lapte, luai lapte, puneai bacteria respectivă, o uscai și după aceea ceea ce uscai produsul respectiv îl duce la firma respectivă și îi spunea că fac ceva produse cosmetice. Eu am promutat trebuie 3 și jumătate de dolari la 10% și am început de acum și eu, am cumpărat lapte, am început să usuc de acum bacteria și când m-am dus să duc produsul, am aflat că am fost excrochiat a dispărut firma. Că eu am fost printre ultimii care, care am intrat în businessul respectiv, știi? Da, da, am fost. Au fost vreo 17.000 de pătimiți, de o parte vătămată. În schimb, eu nu avem un job. Eu nu avem nimic. Avem mai jumate de dolari la 10%. Și erai căsătorit. Eram căsătorit. Avem de-am și copil. Între timp, bani respectiv s-au făcut 7.000 de dolari. Ți-mi sau nu? Și iată eu își întoarce bani. Și aici prima soție a făcut o greșeală care n-am putut să o iert niciodată. Mi-a spus, singur e intrat în rahatul ăsta, singur ieși și ieși. Dominanta respectivă a, a, fost de așa natură că n-am putut să o iert și atunci când de acum copilul s-a născut a doilea, adică n-am putut să-l salvăm pe al doilea copil, a ajuns la apogeu, știi? Și a, asta a fost dar cât timp ați fost șapte împreună? Ani. Șapte ani. Șapte ani am fost împreună. Asta e. Și eu vorbeam de, de banii respectivi. Eu atunci, în perioada respectivă, după ce am pierdut aici șapte mii de dolari, șapte s-au donat, m-am angajat la patru locuri de muncă. Îți imaginezi? Eram profesor universitar de acum. Eram avocat. După aceea m-am dus și consultant într-o firmă și seara m-am angajat Security. Nu, am mers peste demnitatea mea. Patru ani de zile am lucrat în securitate noaptea. La corpul păcii. Și știi ce înseamnă asta? În săptămână eu dormeam două nopți de plin, restul nimic. Dar, dar, până la urmă, am dat datoria și am intrat în astfel de tempo și am început să fac economii că ulterior, eu uh, mi-am permis și am cumpărat și un apartament la sol, l-am vândut, i-am dat uh, o parte din bani și fosti soții care de acum -a divorțasem. Ea a plecat în Italia și eu am devenit liber ca pasărea Phoenix. Și peste un an ai uh, descoperit-o pe Marina. Deci tu erai uh, profesor universitar și ești în continuare, acolo voi v-ați cunoscut. Și ea a în interviu că prima dată când ai văzut-o, i-ai spus ceva de genul, uh, Toți o să soția mea. <laughs> Sau ceva, primile da, primele dăți. Da, uite atent. Eram 2002 în noiembrie la prima oră de drept constituțional. într un auditoriu, mă uit așa studenții de acum teatru și mă uit în partea centru, așa în plase, rândul 2, văd un înger. De fapt, zic, wow, ce frumusețe de domișoare a apărut pe pământ și numai asta a fost prima întâlnire a mea cu ea în auditoriu și atunci m-am gândit, zic măi ce bun ar fi să fie soție, știi, Dar cum era ea, de ce te-a dus la gândul ăsta? dorința asta este un lucru inexplicabil, adică când Cupidon îți trimite această săgeată, Adică nu ți explică, deodată identificat și a spus că asta e ea și altceva nimic. Dar tu ești romantic de fire, da? da. Crezi în dragoste da. la prima vedere. Asta a fost dragoste la prima vedere, chiar dragoste la prima vedere. În schimb, după ce am aflat, că ea e logodită. Zic, bine, ce scuze. Am aflat ulterior că este și fica domnului Ștefan Urâtu, care suntem, eram prieteni și în, pre în, prezent suntem cei mai buni prieteni, mi-i socrul meu, știi? În schimb, la anul 3, după ce a sunat examenul, HOP ne întâlnim noi la un seminar e, pentru drepturile omului la Comitetul Helsinki pentru drepturile omului. Și eu o întreb, și cum. Ce că sunt liber? Și eu zic, stop, și eu sunt liber. Am invitat-o la o cafenea, și după ce am. Așa am discutat și am văzut că suntem pe aceeași unde. Ne-am dus împreună după asta la seminarul respectiv la Struguraș și timp de două săptămâni, pe 26 februarie, de ziua mea, am cerut-o de căsătorie. Iar acum, rubrica Aurelius. Am aici un rozet dulce, spumant, de la Aurelius, partenerii interviurilor fără protocol. Soția ta a spus într-un interviu că ești foarte romantic, dar și tu ai confirmat asta, de fapt. Spune cel mai romantic gest pe care l-ai făcut pentru ea. Dorine, chiar ieri am fost la nordul Moldovei și acel dans pe care noi l-am avut în doi, în cercul unei inimi de petre construite de copiii mei, a fost ceva neobișnuit pentru noi doi și chiar vă recomand tuturor să-l priviți în story a soției mele, Marina Cărnaț, pe Instagram. Pe bune, pe deci voi ați dansat în, într-o inimă făcută de copii. Apoi inim... a fost inițiativa? Parcă le-am uh, transmis-o eu să o facă dar au fost materializate de, că, de către copiii mei și a fost o surpriză pentru noi doi. Și în mijlocul inimii respective, ei au construit din pietre literele M plus T. Wow! Și aici eu am dansat, am pus o săuțăie în brațe și la sfârșit m-am apropiat de burtică și l-am sărutat și am spus, îți mulțumesc pentru tot ce faci pentru mine, pentru acest odoraș care este în bord. Prima perioadă a voastre. Ea zicea în interviu că a fost destul de tumultoasă. Ea era rebel așa ca soție, nu era de acord cu cu tine, erau multe certuri, ați avut câteva tentative de divorț. Primii cinci ani. Și la un moment dat ea spune că a fost ea nevoită să se schimbe, să mai lasă de la ea. Cum a fost? care era acea uh, Marina Cârnaț până uh, la cea care este în prezent? Dorine, inițial n-a fost marina Cârnaț, ea a fost marina urâtă. Ulterior, când a apărut al patrulea copil, a devenit Marina Cârnaț. Până atunci era încă domnișoara Marina Urâtă. Chiar dacă născuse primul copil, chiar al doilea, chiar al treilea, ea încă era rebelă, era o, o doamnă care avea euul ei și nu mergea la cedare în familie mai deloc. Deoarece s aruncă în râu două pietre, mai ales dacă pietre sunt din granit, Și ele se întâlnesc una cu alta. Și s-ar putea una pe alta să se rănească mult timp până ce nu se șlefuiesc. Și după ce s-au șlefuit, după ce au rămas veșnic, împreună în râul respectiv. Cam așa am fost și noi inițial în cadrul familiei. Dar ce nu funcționa? Cum era relația voastră? Pe orice. Adică dragoste era. Era dragoste, dar în legătură cu faptul că noi ne-am întâlnit numai două săptămâni de zile, aceasta a fost, cred că, unicul pretext care ulterior vreo 5-6 ani de zile a mers spre cei care nu să ne cunoaștem mult mai profund unul pe altul ce drept, eu am rămas același eu ocărnat. Puțin eu m-am schimbat. În sensul de soț, tată, familist. Dar soția s-a schimbat foarte mult. Din femeie care foarte mult pune accentul pe ea, ei, s-a transformat într-o femeie mamă, gospodine, dar în primul rând soție a înțeles prea bine că în familie trebuie să existe un cap. Un cap în sensul că deciziile cele mai importante în familie trebuie să le adopte soțul. Da, se discută, da, se dezbat, dar ultimul cuvânt în familie îi aparține soțului. De ce crezi asta? Fiindcă dacă nu va merge ulterior în decizia pe care tu ai adoptat-o, consecințele la fel trebuie să le asumi tu în primul rând ca, în ca, ca de cap al familiei și puțin să învinovățești ceilalți membri a familiei. În caz contrar, dacă tu permiți ca la adoptarea unor decizii să participe și soția importante, tu îi permiți dar îi spui, adopt tu decizia, ți ți aparține ultimul cuvânt, știi? Și dacă nu merge ceva, ți-ai dorinia, zici, tu ești vinovat. tu nu ți-o mers. Din cauza ta noi am ajuns aici. Noi am făcut acest eșec. Eu, fiindcă e mult mai ușor așa ceva să spun. Dar femeia, de la natură, este foarte sensibilă. Ranimă, știi? Și dacă tu încerci să o tachinezi, ții asta, tu asta, tu asta, și mai ales când bărbații le, le, le convinabil să fie așa, la soția să adopte deciziile respective, eu așa știi, dacă va merge, e minunat, nu va merge, eu asam cu pe cine să dau vina. Adică nu îmi voi asuma responsabilitatea. Dar egalitate spre care se, se, tinde acum. Deci am stau au părerea și are de câștigat cel care are argumente mai multe. Tu crezi, în egalitate dintre soț și soție în familie? Vreau să cred că există, încă nu am o familie. Dorine, Dur, dacă tu consideri că în familie pot exista ambii părinți pe poziții de egalitate și nu pe poziție că unul îi aparține decizia de bază, dar celălalt contribuie la adoptarea acestei decizii, poate tu Ți-ți aparține această decizie, adică tu ai ajuns la concluzia respectivă. Eu în familia mea, eu am ajuns la concluzia că eu sunt bărbat, eu sunt acel care trebuie să-mi asum orice uh, responsabilitate și răspundere pe toate deciziile cele mai importante în familie, legat de casă, legat de finanțe, legat de cheltuirea, de investirea banilor, legat de dezvoltarea copiilor din punct de vedere conceptual, individual, da, educație, soție aici. Dar cei ce ține idei de bază conceptuale, mintea să mi-aparține, dar li-ți bat numai decât cu soția la acest capitol. Și îmi pare bine că soția a înțeles. Dar cum a înțeles? Ai fost insistent, ați ajuns în prag de divorț. Am divorțat de trei ori, Dorine trei ore am divorțat. De, da, de trei ore am depus de chemare în judecată, de trei ore am ajuns în judecată, ce drept, numai de două ore în judecată am ajuns și a treia trebuie să ajungem. Odată chiar au fost divorți, chiar divorți, au fost hotărârea care? definitivă. Care a fost motivul ăla care a... Banale. Adică e legat de aspectul copiilor, legat de aspectul uh, uh, neînțelegerii rolul bărbatului în familie, rolul soției în familie, niște lucruri banale, pur și simplu. Banale, că acum, în prezent, când ne uităm ambii în urmă, și am spus, băi, proște am fost. Știu că Marina din start spunea că nu voia copii, în genere. Da? Dar tu îi spuneai că ai vrea cinci copii, chiar în alea două săptămâni de cunoaștere. O femeie s-ar speria când vine cineva și spune că eu aș vrea să avem împreună cinci copii, el deja având un copil din prima căsnicie, el divorțat, el având 33 de ani, ea tânără la prima căsătorie și a aude cinci copii. Cum ai reușit să o convingi? Vorbeam cu cineva la subiectul ăsta și zicea că probabil a manipulat-o, putere de convingere, că altfel nu se explică cum brusc <laughs> și-a schimbat poziția. Dorine, nu putem să ne schimbăm fiecare completamente. Foarte mult contează ce motivație tu ai. Dacă în fața ta până la căsătorie ai întâlnit alte persoane care spune la fel, nu vreau copii, vreau să trăim viața unul pentru altul, să-i distrăm împreună și viața respectivă n-a mers. Și ulterior întâlnești o altă persoană care spune că, băi, eu vreau cel puțin cinci copii tu îmi spui că nu vrei niciun copil. Eu am spus, dacă pentru moment tu nu vrei niciun copil. Dar cel, cel mag, maximul spus unul. Pentru moment. Zic, dar pe viitor vei vedea că atât de frumoși sunt ei, atât de drăgălași. Și sper că o să schimb de acum părerea. Și eu parcă m-am uitat în oglindă. Că după fiecare copil, când ne uitam că atât de frumoși se amână cu noi, Parcă și deci, să vedem și fetele cum hop și fată de acum să amândă cu noi. Și până la treilea, căsătă, până la treilea copil, parcă vă spuneam că a fost Marina Urito. Încă nu am tras ea în rolul de soția mea cu așa îndeplinătatea cuvântului. Când a apărut de acum Teia, ea, ea nu cred că poate să-și imagineze pe viitor o alt nume de familie. În afară de cărnați. Nu cred. Fiindcă până la 3 poate spera că se reîntoarcă înapoi la urât sau poate se ducă și schimbe numele cu alt bărbat, știi, deoarece soția mea este foarte frumoasă și poate putea să în ei, să ei se ducă cu orice bărbat. Că... Cred că nu doar în tinereți, Și acum poate să se duc orice bărbat. Eșa, nu, <laughs> Dorine, despre mușcăți limba, te rog. Eu sunt de acord aici cu tine. Nu eu sunt de acord aici, numai că eu sunt atât de sigur în ea că nu o să meargă. Dar de unde ai siguranța asta? Iată, este o femeie frumoasă, atenție din partea unor bărbați, acum populară, vizibilă. Tu muncești permanent, ai tot felul de imobile, oameni, bătăi de cap de fapt, cu atâția copii ca... femeia poate să caute ceea ce nu are acasă. Atâta timp cât ea primește ceea ce merită o femeie dragoste și mult sex în pat, eu nu cred poate să-și găsească să caute în altă parte, știi? De ce femeile care nu primesc asta acasă, întotdeauna se gândesc că se găsească la alt bărbați. Dar bărbatul? Iată, tu nu stai mereu cu copiii. Uh, ești cel care aduci bani, care petreci destul de mult timp, dar oricum ești, îți permiți mai mult timp să stai în afară și activitatea asta prevede. Ea are siguranța asta. Tu îi oferi da, încrederea asta. Uh, ce nu s-ar întâmpla, ea singur spune, eu am... Uh, N-a ajuns la... Hai să fim realiști. N-a ajuns la momentul respectiv că spun eu am încredere în tine. Nu, gelozie, pis... a, apropo, una din cauzele de a fost gelozie. Ea e geloasă? Foarte geloasă. Acum nu știu dacă e geloasă, e geloasă și acum, dar a spus că acum am încredere în tine, etc. Adică a fost una, din cazul a fost gelozia. În prezent spune că eu am încredere foarte mult în tine, așa cum eu am încredere în soție și nu suntem devotați unul față, față de altul. Și chiar tu cum spui că Diniu a apărut așa mare încredere al mine față de soție, eu cred că, în primul rând, nu ne iubim. Dacă când te iubești, s-ar putea uneori să se uite la alt bărbat așa, cu o privire sau cu un zâmbet, dar asta sunt fleacuri, Adică strecătoare. Dar, dar, ea zicea că și tu ești destul de gelos. Eu la fel, Dorine, ai dreptate aici. La fel... Poți să vii cu o remarcă de genul, dar ce te-ai uitat așa lung la... Nu numai, de deci ce ai zâmbit asta? Bune? e bune? Da. Nu, fiindcă... Eu zic că tu așa un zâmbit ai irezistibil, că după acela, bărbatul, ce la bărbatul, ce minte, poate să apară ce vrei. Dar tu ești autoritar? Cred că da. Bați cu pumnul masă, așa o să fii și gata? Nu cu pumnul masă, la mine de multe ori cuvântul e foarte convingător. Eu pot convinge omul prin cuvânt. Uh, autoritatea, nu în sensul că sunt autoritar să-mi impun punctul meu de vedere, chiar dacă știu că soția pentru un moment am să chiar pentru un moment am să-i spun, uh, uh, au, se spun lucruri uh, neplăcute, știu că aceasta nu-i place, dar eu până ce nu o fac, până ce nu-i spun, eu nu mă liniștesc. Fiindcă, după ce i-am spus, eu voi sunt sigur că o să dea roade peste o zi sau două. Chiar pentru un moment o să ia în ace, nu o să accepte critica, dar eu i spun în toate domeniile. Ba la mâncare, ba la haine, ba cum s-a exprimat acolo, ba la Instagram, ba la un mesaj cum nu reacționat cum trebuie, ba tot. Eu sunt cel care... Poți să spui că mâncarea azi nu a fost chiar gustoasă. Ai, dar cam rar nu cred că nu a fost gustoasă, fiindcă soția m-a cucerit prin mâncare, credem că vine. Na, da, chiar prin mâncare. Ai zis că a gătit pește și mămăligă. oh, pe ai drept, perfect dreptate. Dorin, tu știi, e așa de ești informat. Păi da, am văzut nu, prima, cu voi. Prima dată când m-am dus să cu pește, atât de gustos și acum îi sunt gustoși și cu mămăligă. Și zic, o, doamne, se mere să mă costresc soția mea numai pentru această mămăligă și pentru acest pește, știi? <laughs> Niciodată n-am recurs la violență ca să-mi impun punctul meu de vedere fizică. Nici o Și bărbatul care au recurs la violență fizică, o pierdut femeia. De oară ce femeia știe, dacă odată ți-ai permis să o lovești, a două oară ea nu o să răbde. Sunt o să-și ia și o să plece. O viață sport. Dar Eu, nu... nu mai au respect față de bărbatul ăla. Nu mai este bărbat, dar este o coadă de mătură, cum zicea cineva. Deci este o Dorine, făcătură de om. nu ne de femei, în primul rând prin faptul că suntem înzestrați cu forțe fizică, de la natură noi suntem mai puternici ca femeile. Chiar dacă uh, ne-a dat Dumnezeu, ne-a cu această putere fizică mai mult ca femeia, dar noi nu avem cei ce are femeia. Darul de a fi cea mai bun psiholog în orice relație familială. Noi vrem să spunem că noi prin forțe fizică s-ar putea să o dominăm pe femeie. Nu. Femeia, femeia eu vorbesc, din la natură, are așa capacități de a te manipula ca, pe tine ca și pe bărbat, că tu nici nu ți imaginezi cum tu cazi încetul cu încetul în plasa ei. Fiindcă nu ne bine numai prin forță fizică. În rez, femeia domină în toate domeniile în raport cu bărbatul. Serios. Și de ce o femeie adevărată atât de bine poate să manipuleze bărbatul, fără ca să-și dea seama bărbatul că este mai fără manipulat. să strige și fără să fie da! deranjantă. Tu crezi că un bărbat poate fi fidel unei femei toată viața? Bărbatul care nu s-a săturat în tinerețea lui nu cred. Înțelegi ce vreau să spun? Un bărbat care... Eu n-am fost sfânt în tinerețe. Hai să fim realiști aici. Deci eu... După ce am cunoscut-o pe Marina, și că eu cred că pot fi fidel ei o viață întreagă. Asta e. Dar despre subiecte intime, la voi cât de deschis se discută în familie? Nu vorbesc aici cu copii, dar și cu copii ar fi educație sexuală importantă. Dar între voi? Noi la intimitatea, noi secret, nu avem niciun secret în față. Nu? Niciunul. Eu cunosc. Orice fantezie amândoi le face. Serios. Da, adică e important ca cel care este alături de tine să fie pe aceeași lungime de undă. Să poți să-i zici orice, pentru că sunt bărbați care nu pot să le zic, nu știu, femeilor, soțiilor lor despre anumite fantezii, despre, nu știu, aceeași reticență când e vorba de sex oral și multe alte chestii. Bărbații care simt în comunitate față de soții, de-aia merg la amante și tot așa. Dorine, mai ce a spus Dumnezeu Adam și Eva? Iubiți-vă și înmulțiți-vă. De aceea n-a spus cum stii te iubești. În așa circunstanțe, orice fantezie pe care are soția sau o am eu, dar nu poate fi implementată în practică. Noi da. avem secrete în față de da. altul. Dar se schimbă ceva odată cu apariția copiilor? Uh, nu știu, intimitate, sex mai rar, uh, uh, imposibilitate. <laughs> Uite, Adem Dorin, mulți îmi pun întrebarea respectiv eu, tu ai asistat la toate naștere, ceva s-a schimbat în raport la tine de dorința a față de soție și eu spun, zic, băi, dar să știți că dacă eu aș spune că s-a schimbat ceva, adică să pierd pofta sexuală față de soție, aș greșe că dacă după primul copil, după ce am asat la naștere, mi-ar fi perit pofta sexuală, n-ar fi apărut a doilea, a treilea, a patra, a cincea, a șase, a șapte, dorind să-mi dau al 8-lea acum. Ceea ce înseamnă, vreau să spun, că cu cât mai mult noi suntem împreună, cu pofta sexuală Uh, îi mai mare. Dar odată cu trecerea vârstei, cu înaintarea în vârstă? Nu, eu nu sunt vârstă, nici soția nu, sunt simte vârstă. <laughs> Serios. Diferența dintre voi e 12 ani. Da, ai Nu ți, -ți frică decât... că în momentul în care îți depășești 60 de ani, uh, posibilitățile o să fie mai modeste uh, ale tale, dar soția o să aibă aceeași poftă de viață și de intimitate. Dorim 12 ani. Tu înțelegi ce înseamnă? să <laughs> fleac, foare la ureche. Deoparte, de întotdeauna <laughs> aveai 12 și avea abia născut. Da, eu cred că, eu n-am nicio frică. Te am spus că nu trebuie să ne bucurăm că Dumnezeu dec să trăim un an în plus, să vedem copiii noștri. Asta e bine binecuvântare și mai ales că te mai gândi că vei fi alb la păr, vei ajunge la 60 de ani. Chiar mă rog la Dumnezeu să ajung ca să pot avea grijă de copiii mei. Dar n-am un scop în sine să ajung chiar la 100 de ani, știi? Nu l-am. Dar mă rog la Dumnezeu că câți ani mi-ar mi da să trăiesc cu demnitate și libertate. Eu foarte mult apreciez libertatea. Și niciodată n-am să fac lucrurile care mi-ar limita această libertate. Nici în familie, nici în viața socială, nici eu ca frate, nici eu ca ficior, nici eu ca soț. Niciodată eu foarte mult apreciez pe libertatea mea de gândire și libertatea mea de acțiune. Ai stat la toate nașterile, ah. inclusiv la uh, primul copil uh, și inclusiv la acel caz care a fost tragic, dar și toți copiii care sunt din a doua căsnicie. De ce ai considerat important și consideri important acest lucru? Pentru a înțelege ce înseamnă femeie, ce înseamnă să se nască copilul tău pe pământ, tu ești obligat să ansist la naștere și să vezi prin câte dureri îți naște copilul tău. Și respectul tău față de soția care îți naște copilul îți crește nu la pătrat, dar la infinit. Fiindcă nu fiecare femeie va fi Mama copiilor tăi, nu fiecare femeie va accepta să-ți nască copiii tăi. Și este o binecuvântare pentru acel bărbat care și-a găsit soție și de acord să-i nască copii, indiferent de faptul cât îmi va da nou Dumnezeu. La capitolul respectiv îi dă un sfat la toți bărbații care asistă la naștere, să nu înlocuiască medicul obstetrician. Nici într-un caz. Tu la capul, la soție, o ajuns de acum să treacă pe intravadul respectiv și de acum, când apare momentul respectiv, copilul, tu străduiești maxim posibil psihologic să, să, nu vezi, să nu vezi momentul respectiv. Eu personal, așa mă comport. Eu așa mă comport. toate că, dacă ajunge momentul soția să nască să nu fie niciun medic, eu cunosc foarte bine procedura respectivă de a primi nașterea ca orice acușer ginecolog. Din ce cauze eu am ajuns la concluzia că trebuie să asiști la naștere? Prim, prima motivare pentru mine, că atunci când l-am pierdut pe primul copil, eu tot am asistat la naștere. Dacă n-am fi asisat la naștere, eu poate nu știu ce făceam din medicii care, medicii care au primit nașterea copilului meu. Nu știu ce, ce făceam, dar s-a petrecut lucrul acesta în fața ochilor mei. Și am văzut asta, a fost o greșeală poate a medicului că trebuia să vadă cordonul umbilical că e în trei ore în jurul gâtului sau poate aceasta a fost voința Domnului că nu fiecare dat ca să se nască pe pământ. Și acum în august trebuie să nască cel de-a optelea copil care e nepla, a fost un copil surpriză pentru ambii, un copil care am auzit că, când am auzit că e sărcinată soția, am spus că aceasta este trimisul Dumnezeu, e o binecuvântare și na, în, august trebuie să se nască. Ce drept, acum suntem în perioada pandemică, dar în perioada pandemică bărbații nu asistă la naștere. Pentru mine este o problemă, dar eu am încredere în soție, ea opt optea naștere. Am simțit de acum că se mi permite să asist, dar dacă așa vor fi reguli, eu sunt profesor de drept. Dar asta o respecta regulile. Asta uh, responsabilizează medicii, crezi, prezența tatălui. Uh, sau ofer mai mult încredere soției, liniște. Mult, în primul rând în cred, acord încredere soției, uh, liniște și responsabilizează și medicii. Pentru că este o persoană interesată, cea mai interesată, copilul să apară sănătos și orice moment s-ar putea să fixeze, fiindcă de obicei eu filmez. Mm -hmm. Tot, aproape tot procesul eu îl filmez. Deci în mare parte relația voastră cu Marina e marcată de o lungă perioadă de sarcină. Deci ea a avut sute de săptămâni fiind însărcinată de când sunteți voi împreună. <laughs> dacă să le calculăm așa. 9 ori 3, 72 de, săptămâni de luni vor fi de acum însărcinată. Îți imaginez. De, gra de grabă. Adică în august va avea 79. Asta ce înseamnă? Pentru că la noi mulți bărbați consideră că dacă femeia este însărcinată, atunci asta e un soi de boală. Și bă, relații intime în perioada asta, mulți cam așa sunt foarte sceptici în privința asta. Nu o să dau un exemplu pe care îl ofer destul de des, cu oamenii o zic că mai am de repetat atât că unii bărbați cred că lovesc cu penisul în capul copilului, dar oricum am zis-o. În fine, la voi cum este cu sexul în sarcină? Minunat! Tu dar faci sex în timpul sarcinii. Trebuie să fii ca bărbat foarte atent. Și punctul. Deoarece eu nu sunt de acord cu acei bărbați că în timpul sarcinii nu poți avea sex cu femeia. Nu sunt de acord. Da, sunt anumite perioade când este acest tonus intrauterin, când medicii de acum interzice de a avea orice relație sexuală. Noi întotdeauna am respectat momentul respectiv, deoarece poate avea eminență de avort orice uh, relație sexuală, dar. În alte situații eu nu văd interzice de a avea sex cu femeia când, cu soția când ea este însărcinată. Dar diferă mult de perioada nu, obișnuită. Nu, e minunat aici. E foarte, dacă tu ești ca bărbat atent cu soția, nu găsești orice poziție, în așa fel ca nu sunt comod de soție. Eu nu știu ce pot să avea mai plăcut față pământul decât relația sexuală cu femeia pe care o iubești narcotice, pf, o fleac, băutură alcoolică, fleac, fumatul e fleac. E ceva, plăcut pentru orice bărbat, eu cred că să fie e, relația sexuală cu femeia pe care tu o iubești. Aceasta ajunge la apogeu, la, la o plăcere ab, maximală, mai ales când ambii sunteți liberale în gândire și în fantezii și în pat. Faci ce ce dorești. Wow foarte frumos, știu că la voi copiii au interzis în dormitorul părinților adică ei mai vin dimineața acolo, dar voi vă este frică să nu vă prindă în da, momente da, așa da, mai da, 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 da. noi avem anume lacăt la, la avem la us da, <laughs> e deja știu când este cu acolo că... Nu chiar atât, dar vezi că nu avem mulți copii și mai este acum avem 14 ani, 13 de grav, adică... N-ați avut parte de momente nu, din astea jenante? Nu, slava Domnului că n-am avut niciunul și eu sper că nu o să avem. Dar mai este o componentă foarte importantă pentru sănătatea mamei după naștere. Perioada asta postpartum, unele femei au depresie. Marina a zis că este o norocoasă, că nu a avut depresie și că o mare parte a Acestui fapt se datorează soțului, pentru că ești mereu foarte atent, cum trebuie să se comporte un uh, tată sau uh, un soț uh, după ce soția lui naște? naște. Dorine, eu am spus într-o într interviu că când am aflat prima dată că soția mea este însărcinată, eu mi-am ascuns coarnele de drăcușor și mi-am tăiat coada, stai. Și toate ambițiile astea mele de bărbat, urgolele, le-am uitat și am făcut lucrul acesta numai în scopul ca soția mea să fie liniștită pe perioada sarcinii și după ce a născut să aibă capacitatea fizică și psihică să-mi alăpteze cu laptele mater copilului meu. Și pentru ca lucrul acesta să se întâmple, tu nu trebuie să-i provoci soției emoții negative. Apar! Când femeile, când sunt însărcinate, ele se enervează pe fleacuri, știi? Tu trebuie foarte bun să fii psiholog, să-i citești cam ce dorește soția, ca cea de urmă să nu-i danseze pe nervi fiindcă s-ar putea să piardă sarcina, dacă o face lucrul acesta, să spună, eu, eu, bărbat și gata, tu taci acolo că toate femeile nasc și asta nasc și tu. Gata, ai făcut o greșeală. Ai făcut o greșeală că femeia când o să vadă că au un astfel de comportament, o spună, stai, o mă. Eu încă la tiranul să se nasc următorul copil? Nu! Îl nasc pe ăsta primul și gata, s-a terminat, punctul. Dar dacă tu te comportat în perioada sarcinei ca un adevărat sclav al ei. Ai îndeplinit, nu chiar luna de piciere i-a ai îndeplinit poftele. Ulterior și postpartum, e fost atât de ea, cafea, mâncare, un compliment, o sărut, o îmbrățeșare. Soția spune, stă când în perioada sarcinii mi-e bine așa, știi? După sarcini mi-e bine, eu ce bărbat am lângă mine. Deci nu am luat pe a doilea, pe a treilea, pe a patrulea, uite cum mă tratează regina. Acum vorbim despre copii și principiile de uh, educație. Voi aveți șapte, urmează al uh, optulea. Uh, le permiteți să folosească telefoanele mobile, să uh, stea la tabletă, să stea mult timp la televizor sau aveți uh, pe grafic tot? Dorine, eu am la concluzia că toate aceste tehnologii noi sunt un uh, mijloc de a distruge personalitatea copilului. Noi am pierdut copiii. Dacă tu, ca și părinte, îi permis copilului ca 100 de procente, 24 de ore, 24, să aibă acces la telefon mobil, la tabletă, la computer, tu îi copilul în lumea aceasta virtuală. Fiindcă cât el, tu dacă îi permiți să stea vreo 2-3 ore în lumea virtuală și observi ulterior că parcă este zombat, când îl pui să facă ceva în viața reală, îi zombat parcă nu se orientează, parcă din altă planetă, parcă îl enervează, parcă ești dator cu ceva. Și eu am spus la un anumit moment, basta. Fiindcă toți aveau telefoane mobile la noi, toți aveau acces la, la uh, computere, mai ales cel mai mare. Și eu am spus, hai să facem dozare. Și când am, am aplicat principiul dozare, dar am plecat să și atunci, uh, eu am văzut că copilul la bun început parcă te transformă într-un dușman. Ei, tata, vine iar, ia să iei un nou telefon, iar. Dar la un moment dat când vezi, îi vezi că în timpul respectiv e dus în parc, e pus să facă anumite acțiuni de acestea mobile, ai o o, jucat biliard, o bătut box ceva, o, ce -o mai făcut, o jucat între ei jocuri de astea care intelectuale, șah, am plecat nu puțin la bara. Când vin acasă, alți oameni, fericiți, se plin de viață. Și după aceea spun, ce mai bine? Să vezi lumea virtuală sau să o faci pe bune realitatea ceea ce vezi tu acolo. Și tot spun, pe bune o realitate. Și, de Și ce? acum nu au telefoane. Nu au telefoane niciunul. Dorine, nici nu au acces au. când vor ei la calculatoare? Dar în schimb au, au calculatoare, calculatoare, că toți cu pandemie respectivă, online. Toți sunt online. Eu personal condam, dar asta e situația, asta sunt circumstanțele. Și eu mă strădu că ei de acum au acces la computere seara. Copilul e copil. Mă duc și eu tablet, ăsta, laptopul. Laptopul care e staționar, îi scop un cablu de acolo, le pun la mine în dormitor și eu știu că copilul meu de, 8, de 14 ani nu va avea dominanta noaptea să se trezească peste vreo oră sau să nu adorme și poate cumva să mai ceva prin computer. Eu recomand părinților, niciodată nu lăsați în dormitor la copil computerul seara sau e, telefonul mobil. Fiindcă copilul, e copil. Eu știu că voi nu duceți copiii la grădiniță. Dorine, i-am dus. De ce? I-am dus la grădiniță. Vreau, acum și vă spun, 1, 2, 3, 4. Adică tia, tia a fost ultima care am dus la grădiniță. Dar ulterior soția rămânea acasă. Dacă ea spune acasă, de ce eu cred că dacă rămân acasă nu mă, nu mă pot descurca cu aceleași uh, capacități sau aceleași uh, obligații pe care le are educatoarea la grădiniță? Eu am studii superioare, eu plus la că sunt și mamă și cei ce obțin la grădiniță copiii mei obțin la mama lor. Absolut. ce ea ca învață nu învață. literele. O, o toți, -a, de acum, el da, poate citi, Tadeu, trebuie să plece în prezent în clasa 1, poate citi, de acum formează așa, dar nu-l forțăm, Dorine. Pentru ce școală? La școală să ducă puțin o litră, două să o cunoască, să cunoască acolo 1 plus 1 egal cu 2, el trebuie să primească copilărie, dar uite ce Dar interacțiunea asta cu alți copii, că cresc cumva în bula lor. Dar nu ar trebui să mai cunoască pe altcineva, că după aia merg în clasa 1 și spominesc într-o altă lume. Dorine, eu șase frați, după aceea să văd la șaptelea. Ei interacționează cu vreo 4-5 generații între dâns, știi? Știi cum se comporte cu cel care e cu doi mai mare ca dânsul? Cu 4, cu 6, cu 8, cu 10 și cu 14. Un interacționat. Cei ce văd când pleacă ei în societate, când plecăm la țară, când plecăm în oraș, plecăm în parc, eu mă uit Gata, s-au prietenit cu cei care sunt acolo, discută, referitor la interacțiunea asta cu alții mei de săi, eu nu văd nicio problemă. Da, acel copil unde este singur în familie, stă acasă cu mama, nu duce la grădiniță, va avea probleme cu interacțiunea cu alții mei de săi când va pleca la clasa întâi. Cel puțin o lună, două, trei. Da, în rest de acum revine la normalitate. Dar ca să ai o relație cu alți prieteni, cu alții mei de săi, depinde foarte mult de copil. Mulți care urmăresc acum îi zic, păi, dar nu pot ăștia să se descurci cu atâția copii fără să aibă ajutor. Cineva să aibă grijă de copii, o bună, cineva să aibă grijă de casă, pentru că acolo vedem în video la, la Marina, curat, mâncare gătită la timp, toți stau la masă, hihihaha, ha, așa. Deci, voi nu aveți bună, voi ați zis de multe ori acest lucru, deci, de, de ce nu ați apelat la ajutor? Pentru că ar scuti -o de anumite, nu știu, responsabilități, ar mai oferi și timpul ei soției. Eu am spus în felul următor. Noi n-am născut copii ca să ne crească bona și să preia caracterul bonei și viciile bonei. De ce? Noi ca și părinți trebuie să petrecem maximal posibil cu copiii noștri ca să-i dăm ce mai bun de la noi copiilor. Fiindcă sunt cazuri când bona vorbește rusa, părinții sunt ambi români, copilul vorbește rusa, fiindcă așa au fost bona. De deci, ce mi nu -mi plac lucrul acesta? Dacă noi ne descurcăm ca și părinți fără bona și la fel recomandă acelor părinți care au posibilitatea de a-ți descurce fără bona, nu recurgeți la bona. Nu-i prea solicitant pentru soție, pentru mamă? Uh, Dorine că soția mea are să avem copii de 14-12 ani. Eu cred că de acum o parte în acești copii nu le acordăm o anumită independență. În independență în acțiuni, în adoptarea anumite decizii minore. Cei care sunt mai mici au nevoie de supraveghere 100%. procente. De aceea, referitor la relaxare, când soția vrea să ducă la cosmetolog, la un machiaj, la un coafor. Eu sunt pentru aceasta. Eu am spus că întotdeauna sunt gata. A doilea moment că nici eu nu pot, sună, sunem bunicu bunicul Ștefan. Nu poate bunicul Ștefan. Hai, să încercăm de acum bunica Luba. Nu poate bunica Luba, dar în cazuri extreme o sun pe sora mea. Nu poate ca sora mea o duc de acum la mama mea la Ciorie. Adică se poate. Există opțiuni. Există opțiuni. că noi am plecat în la Odessa, nu prea de mult, eu și soția și în pereche, Ne-am distrat din minune. Și cât am stat acolo, credem nu m-am simțit chiar bine, fiindcă m-am deprins cu copiii. Dar, uneori trebuiește, trebuie, trebuie, relaxare, știi. Ei plecat, chiar uneori primite la restaurant să plecăm. Și în așa circunstanță când am plecat la Odessa, pe doi copii am trimis de acum la Ciorescu, la mama mea și la sora mea, iar pe cinci de acum i-am dus la e, socru și la soacra, de acum să se, se distreze. Aveți cineva care vă ajută cu curățenia? Nu, Dorine. Tot soția face tot. Apropo, la curățenie, de acum soția implică și pe copiii cei care sunt mai mari. fiind mm că -hmm. Fiindcă nu trebuie să fii deprinși că îi trăiesc ca la hotel, Dorine arunc ștergarul unde trebuie, eu patul nu-l șterg, dacă avem pentru aceasta bone, avem pentru aceasta stewardese, care dacă suntem în avion, nu. Ai 14 ani de acum trebuie să-i dăm astfel de responsabilități pentru vârsta lui. Și soției implică, inclusiv și eu, îi implic la sedirea copacelor, la de a face curățenie în jurul casei, fiindcă avem și casa de acum la Holercani, mare acolo. La fel îi implic să scoată burianul, să chiar l-am învățat pe cel mare pe teu să curățe zmeura. Tu ești cel care poți schimbi un scutec la, la copii. Ha, să de una. Să hrănește. hrănești. Să nu, faci... durinie, uite atent, soția alaptează. Dar copilul care de 2 ani încă e scutec. Gata, lant copil după mine totalmente. Eu îl spăl, eu scutec, eu îl îmbrac, eu noapte bună, eu poveste. Dar suntem familie, cum altfel? Și uneori soția chiar când va vrea să, când după naștere, când vrea să, să mă odihnească, tot el, cel mic. L-am luat, am schimbat scuticul, am spus nani, 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 lasă mame să odihnească. Dar suntem cuplu, cum altfel? Altfel, soția se Sunt prea frumos aici. Deci, băi, ce e cu familia asta? Durine, nu suntem familie. Și de aceea, bărbatul, dacă vrea ca soția să-i nască copii, el trebuie să fie împreună cu soția. Voi le vorbiți copiilor despre educație sexuală, celor mai mari? ce drept? tioș și Mateo puțin sunt așa mai conservați, Când nu ducem dar în ba la bazin împreună. Fetele sunt mai degajate. Și de acum cu soția am vorbit ce legat de aspectul ăsta de transformări la fete, e de competența mamei. Eu ca bărbat nu-i bine de acum să mă implic aici. Da, la bărbați, acum ca bărbați. Nu îi spunem chiar că, că apare asta, crește. de acum tu transform hormonii. Nu trebuie să te duci la baie, de exemplu, la bazin, dar cum stai bărbați? Nu stai numai cu ștergare așa închis? Of, doamne, că eu să-mi vadă cineva bugățesc. Că toți au bărbați, to au testicuri, toți au penisuri. Zic că la cine mai mare cu cât e bărbat, dar ei... ei Teo și Mateo, parcă puțin așa știi, mai rezervați, cu ștergare. Cu... Dar Tadeu catați-o se duce și eu, eu, zic, băi, e bine să vă rușinați de altceva, de prostii, dar când ești în baie cu bărbații, mergi ca bărbații, mergi bună și cam văd că îi aduc la albea normalității, știi? Un subiect care mă tot întrebam, ar fi bine sau nu să-l discutăm? Pentru că destul de des îl abordează soția pe Instagram, dar nu este foarte clar. Ea spune ce ține de religie. Ea spune în felul următor. Soțul meu este creștin ortodox, dar ce poziția mea, eu cred în ceva, dar Aici se limitează la declarații. Deci vreau să înțeleg, pentru că apar întrebări, evident, atâta timp cât nu există un răspuns clar. Voi aveți religii diferite în cadrul familiei? Nu, nu suntem ambii creștini, Așa? ambii. Eu sunt, eu vreau să cred că sunt creștin ortodox pentru că nu sunt ăsta care mă duc în fiecare zi la biserică și aprind lumânare. De obicei, creștinii ortodox aduc aminte de mult de Dumnezeu spre bătrânețe când își pun întrebarea vor ajunge în rai sau în iad, știi? Dar soția mea cu adevărat este creștină, creștină care nu crede în regulile acestea sau în sfânta tradiție Anume, până aceasta ne deosebim. Dar ea crede în Hristos, ea crede în, în Dumnezeu, ea cunoaște bine cele 10 porunci și le aplică în practică. De aceea, ea aplică, aplică în practică necunoscute sunt căile Domnului și fiecare de noi, individual, ne legem calea spre Dumnezeu. Deci nu este un cult religios nu, sau nu, ceva nu, de nu, genul ăsta? Nu, asta. nu, Pentru ea... că am înțeles că nu... Am văzut că nu îmi podobiți bradul, nu aveți tradițiile astea obișnuite cum la urmă. Nu, de obicei, la capitolul respectiv eu am fost destul de abil, nu, nu m-am impus, fiindcă eu cred acum în aceste așa, elemente care îți aduc aminte de copilărie, dar să fii numai cu, cu lipsul ăsta când au bradă în, în, casă copiii mei, știi? Sau ceva legat de, de vopsitul oului oul, la, la Paște, adică noi nu vopsim ouăle la Paște, ca să le ciocnim, noi le mâncăm în fiecare zi, așa, știi? E ca prin aceasta, ne copiii mei e slipsiți sau se deosebesc de alți copii, dar soția a ajuns la concluzia că sunt niște elemente păgâne la acest capitol cu Bradu și nu aș fi dorit ca să promoveze păgânismul în detrimentul autenticului creștinism. Am curios. Copiii voștri sunt botezați? O parte da, dar o parte nu. Când ați când decis că hai, nu mai botezăm? <laughs> nu, nu, nu. Cei mari sunt toți botezați. Uh -huh. Cei mici, de acum, sper că o să, o să apară și momentul respectiv la botez, dar eu n-am făcut cu metrii, nu au făcut mese pompoase, deoarece ce nu-mi plac să pun pe oameni la cheltuială. Cum fac alții politicieni, că fac cu și dacă cât ești politician mai mare, cu atât mai multe zerouri vor fi la sfârșit. Eu zi altă a luat. Dar ați avut disensiuni în legătură cu asta, în legătură cu religia, cu soția? Da, da, le recunosc, legat de botez, chiar bună întrebare, fiindcă eu dar sunt creștin ortodox, eu cred în sunt a <laughs> uh, și mie mi îmi place ca să cistesc strămoșii mei uh, și până la urmă am mers împotriva voinței soției mele și am botezat pe primește, Și după aia ați făcut parte dreaptă. Cu uh, încă nu, încă <laughs> <laughs> i am botezat, -i... chiar erau măricieni așa, știi? <laughs> Aha, adică încă totul este uh, Dar uite, litor. adică s-ar putea ca să soție și soție să schimbe poziția la acest capitol, eu nu insist, nu insist niciodată, eu am spus că eu uh, voi accepta poziția ta referitor la, la botez, voi accepta pentru moment poziția ta referitor la botez, însă pe viitor uh, sunt, este o, o mare și mare necunoscută. Dar pentru moment eu am acceptat. Voi sunteți o familie bogată? Da. Nu suntem o familie bogată. Și aici vorbești sufletește, avem copii sau sunteți și financiar? Dorin, e... eu în primul rând, bogăția mea sunt copiii mei. Deoarece era o publicitate așa în municipiul de Chișinău. Detei și denghe, știi? Detei mânoga ne băvaie. Dar de mult eu am știut momentul respectiv și zic cât de multe filozofii aici anume în această publicitate că de tei mnogă ne acolo un cuib și multe ouă acolo. Și da mulți, dar într-un cuț, parcă erau bani, știi? Și eu zic, mulți au miliarde, dar nu au bogăția pe care o am eu. Da, nu o au. Și eu mă rog la Dumnezeu ca să fie toți sănătoși și tot să fie binecuvântați cu înțelepciune și bunătate în suflet. Asta e rugămintea mea. Referitor la bogăție, eu nu pun accentul pe bug. Nici n-am pus-o niciodată. Niciodată. Dar, dar, pentru că nu trăiești rău. Dar, Dorine, ce, ce, pentru ca să am ce, ce eu am, eu am făcut mari și mari economii. Eu nu țin minte că în tinerețea mea, inclusiv și după ce m-am căsătorit, să-mi fi cumpărat haine care ar costa sute de dolari. Eu m-am îmbrăcat de multe ori la second hand și mă îmbrac. N-am pus accentul niciodată pe lucruri. Am ajuns la concluzia că dacă eu voi face economii și banii respectivi vor fi investiți într-o așa afacere mică ca să-mi asigur mie o independență financiară, eu o să fiu un bărbat împlinit. Și eu fac făcut lucrul acesta vreo 15 ani în urmă, 15-16 ani în urmă, când am construit, după căsătorie, am cumpărat o casă bătrânească, tăma lângă mol, acolo era, unde era mol, era un stadion, plin, nu stadion, dar o parcare, plin cu tufari, cu crenci, dar știam informația, plan urbanistic în detaliu, spunea că va fi construit aici un mol. Și eu am primii bani, am investit anume în clădirea respectivă într-o casă bătrânească cu teren, foarte ieftin. Am luat-o și casa bătrâne bătrânească. Vreo 16 ani urmă am construit-o și am făcut primele garsoniere, Micuți. Deci și am... este o clădire unde Un sunt moment. Câmini. Și uite aten, a pornit. După aceea pe terenul care era lângă casa cea bătrânească și în banii pe care eu de acum îi, am, îi primeam de la chirie, am făcut carcasul la doua casă. Când colea, a apărut niște turci care au spus că Teo, noi vrem ca în casa tale să cazăm turcii care vor construi molul. Eu am spus, mă scuzați, dar nu pot finaliza. Am negociat la dur contractul, la dur, ce bani se-mi dea mie, mi-au dat bani într-o lună și o jumătate, aproape două, am finalizat-o și am dat-o ambele case de la mor turcilor în arendă, pentru care am primit 100 și ceva de mii de euro timp de 20 de luni de zile. Nu cum, Dorin? Wow, mm -hmm. asta e ideea de business, jos pălăria. Dorine. ea a reinvestit acești bani. Multe bani respectivi mi-am reinvestit în alte case. Eu am construit 8 case, dorine. Eu nu mi-am permis lux, nu mi-am permis case, mașini luxoase. Eu nu mi-am permis vacanțe. Nu, dorine, eu știu ce înseamnă bani, știu ce înseamnă să reinvestești. Fiindcă eu provin dintr-o familie foarte și foarte Dacă săracă. Dar când spui case, inclusiv două cămine sau câte aia? Nu, acestea sunt case, anumite case, nu sunt două cămine. Sunt două la Mol și două la Prospectul Tineretului. În total sunt. Patru case, une sunt, garsoniere în ele, Aha. multe garsoniere în ele și pe care le dă în la o categorie de persoane. Eu m-am gândit să nu fie VIP, să nu fie luxos, fiindcă chiriașul vine, strică tot ce este acolo și au plecat. Dar să-și permită orice persoană care vine în Chișinău și caută un loc de muncă. Anume, jur la 80-90 de euro, 100 de euro, să fi plus-minus venitul. Dintre care 7% plătești la stat impozit și tu de acum ești boier cu Ți-a de acum ție banii respectivi. Și ca rezultat, după ce am construit și casele de acum în centru, i-am uh, angajat la mine la... Adică este un business de familie. Sora mea de acum are grijă, sumnează contracte, fratele de acum au din el, uh, are grijă de tehnică. unul din frații a construit casele respective. Eu și chiar când ne am construit, eu am mers pe varianta econom. Și am dat răspunsul în felul următor. Eu am făcut bani legali din tot ce se putea de făcut bani. Am vândut multi terenuri, am intermediat multe terenuri, am vândut camazuri, mașini, tractoare, e, am făcut afaceri legate cu e, e, produse alimentare, tot din ce se putea legal de făcut bani, eu am făcut. Nu mari, Dorine cât e puțin, îi adunat și re, îi reinvestit. Asta e scopul. Și dacă eu mă uit la un proiect, și în prezent mă uit la un proiect, fiindcă ultima investiție la mine este în România în prezent, am luat o clădire de, cu 40.000 de dolari, de, nu dolari, de euro, în câmpul lui Moldovenesc. O clădire minunată, știi? La bani mici de tot. Și de aceea când te uiți la clădire respectivă și vezi că îl poți dezvolta ca și proiect, e minunat. Te uiți, două de metri pătrați în orașel, în munți, ce poți face? Așa, turism cu booking sau o afacere. Până ce cum am investit. Am intrat pandemia, dar este un bun imobil care pe viitor să-l dezvolt. După ce căutam bani la fel să fie reinvestiți. Eu n-am nevoie de lux. Eu trebuie să-i în ce? Când, când, când stai și te gândești în ce să reinvestești, cea mai stabilă investiție Dori să ți spus că eu am absolvit și finanțe și bănci. Eu I am, am uh, uh, finanțe, bănci și bursi valori. Eu am economie, fac de economie în spate. Și eu aplic în practică lucrul acesta. În ce ce fac eu. Eu am absolvit și de Department of the Foreign Language. Eu am învățat limba engleză 2 ani de zile, că nu știam nicio iote. Dar sunt licențiat în limbi străine. Și în de urmă de scur, bine și cu limba, engleză. Hai să punctăm. Acum câte case ai care le dai în chirie? Așa, în chirie, în prezent, dau patru case. Dar da, nu mai, case, mai multe dar garsoniere. dau mai multe garsoniere. Uh -huh. În jur la 60 de garsoniere. Asta fără cea din România. Acolo este o Fă... investiție în perspectivă. perspectivă, Cea de România. Și eu mă gândeam ceva să fac și la în ceva o pensiune de aceasta cu agroturism. Unii nu trăiește nimeni acolo. acolo. Da. E da. minunat. Şi, mai sunt și alte avere? Nu. nu. Și astea îți aduc venitul de bază, da, care asigură existența da, familiei. Ai Hai pe să, să punctăm. Cât cheltuiți pentru întreținerea familiei lunar? Cred că lunar noi pentru mâncare cheltuim vreo 400 de euro. Plus minus 400 de euro. În restul serviciile comunale, dacă tot în lume medie așa, poate fi în jur la vreo 400 de euro. Dacă vorbim și iarna și vara, poate și mai puțin. Și de acum, deplasări în coluncace, cred că în jur la vreo o jumate de euro noi ieșim în total. Pe lună? Pe lună. Wow! Da, cam. De nu, e normal. În jur la 30 de lei e, noi ieșim împreună. Pentru o familie, doi maturi, șapte copii. Da, dar ți-am spus, Dorine, noi nu punem accentul pe haine, pe ce. Nu, veselul nu nu asta. Nu e pe mâncare bună educație bună, că noi facem e, multe activități, activități extracurriculare. În not, not, școala muzicală, e, tenisul, frecventau tenisul de acum fetele, judo făceau băieții. Ce drept la judo nu plăteam, că erau de perspectivă băieții la judo. Ce mai facem? Deplasări, noi îmi permitem să plecăm și la uneori la restaurant, permitem și la să plecăm în România, dar și când plecăm la odihnă, noi, nu mergem variante VIP, dorine. Noi, tot de una cu soție, ne-am învățat cât. Uh, varianta econom. În ce conste? Dacă tu... Chiar și la... Uh, când descoperim prezent Moldova, dacă tu poți să obții un lucru gratis, de ce să plătești bani pentru el? Corect, poziția e foarte bună. Nu, serios. Dar veniturile tale uh, lunare sunt de mii de euro care sunt o parte reinvestiție, o parte da, da, da? da, pentru da, pentru da, da ai nu pentru zeci de mii nu zeci, nu, la zeci de mii n-ajunge eu la universitate primesc în jur de 13 15.000 de lei Acestea sunt bani care eu nu-i consider că eu n-am acces la ei, nici nu știu cum se cheltuie. Eu ce pot da, ba, ce, ce fac din afacerile astea. Acum dacă ai vinde toate imobilele pe care le ai... Um, eu aș deveni milionar. Milionar în lei? Nu. În euro? În euro. Au, oh, da, de fapt, atâtea case și mm. în așa locuri strategice. Bravo, Dorine! În loc strategic. Milionar, un milion sau Cred ar fi... plus minus un milion ar fi. Un milion de euro. Da. Deci acum putem spune cu certitudine că familia Cârnaț este milionară în euro. Încă nu. dacă, Dorine, dacă eu aș, aș vinde imobile pe care le-am la mall și în centru și în România... A, apropo, Știi, deschide un secret, cum le am aceste. Ah, toate că stau la vânzare, toate. Și casa în care eu trăiesc stă la vânzare, deodată cum am cumpărat-o. Deci casa în care trăiești tu acum, stă la vânzare. 2 milioane și 400 de mii de lei. Oh, asta este 50, 50, o nu, ceva 100 de... ceva de mii de euro, în care noi trăim în prezent. O casă în care n-am investit nimic, nimic, absolut nimic n-am investit, deoarece așa erau prețurile o casă în care nu m-am făcut să fi funcțional. Sunt tehnica, canalizarea, apeductul, fiindcă era o casă care n-a trăit aproape nimeni acolo, dar era construită de vreo 20 de ani urmă. Noi am intrat, trăim până în prezent, 5 ani de zile. Și această casă, cum am cumpărat-o, deodată am pus la vânzare cu 300.000 de euro. s vinde! Minunat! Nu s-a vinde, nu, dar e loc extra, excepțional de strategie. Lângă Valea Morilor. Da, valea morilor strada încareilor la cu drumul într-o zonă destul de minunată. pentru aceasta ai capi umre dorine ca să cumperi casa, chiar mor de foame, ca mor de foame și spui că nevoie de bani, numai de cât o să o poți vinde. La un preț mic, de mic, dar tu o să o vinzi. De ce și casa la mor, la fel am scos la vânzare, la scos, hai, de am scos la vânzare, ce de România la fel am scos la vânzare, mașinile pe care mașina pe care eu, tot e scos la vânzare, tot, absolut tot. Dacă îți dă un preț cineva bun, vinde -o. Aceasta este regula business-ului. Idei de business. Mă apuc și eu și scot tot în vânzare. E, fiindcă nu, nu am ce scoate. Durine, nu. <laughs> nu te lega de lucruri niciodată. Leagă-te numai de soție și copiii tăi. Și pe final, ambițiile politice. Ai candidat la funcția de primar acum câțiva ani și ai luat un scor modest. Ei bine, erau mulți candidați atunci, aproape 20 și ai fost în primii 10 cumva. Dar oricum, modest pentru ambițiile pe care le ai. La ce bun ai avea nevoie de funcția de, de primar și dacă ai ambiții din astea să dezvolți o carieră politică? De când eu mă țin minte, eu sunt implicat în acțiuni politice. Eu sunt foarte și foarte activ social. Niciodată nu mi-a plăcut nedreptatea. M-am implicat aproape în toate. Atunci când a avut loc încălcarea drepturilor omului, m-am implicat. Războiul din 92, m-am implicat. Liga Studenților a creat ca să protejăm drepturile omului. Ulterior am devenit expert în domeniul dreptului omului ca să protejez drepturile omului, știi? După ce m-am implicat în fel de fel de acțiuni politice și mai puțin politice ca să schimb lucrurile. Durine, ambițiile mele sunt de așa natură că eu vreau ca aceste cunoștințe pe care le-am acumulat să dea roadă și dezamăgire enormă când candidezi la funcție de primar și ei câteva mii de voturi. Da, Dorine, uitați-vă că fiecare popor și merită conducătorii săi. Și dacă cei din Chișinău au ajuns la concluzia că să mă voteze numai 2000, dar eu mă bucur că am cheltuit numai 8000 de lei, bani din buzunar, și nu am fost în coadă, înseamnă că atât am meritat. Asta e, asta e, cred că... Vei mai candida la funcție de primar? De primar, odată ce... Eu în aceeași apă de două ori nu Așa. Ceea ce candid... înseamnă, ceea ce înseamnă, dar nu scut faptul acesta că s-ar putea să mai candidez, dar, Dorine, eu politicul de o parte. Eu n-am făcut politică până în prezent. Eu sunt sportiv de fire. Eu dacă mă implic în ceva, ajung la apogeu. Pentru aceasta fac multe sacrificii. Cei că m-am uh, candidat la funcția de primar general, aceasta a fost o testare a ce uh, ce prezint eu ca persoană, nu ca politician. Și am văzut că m-au apreciat numai 2000 de oameni. Eu în prezent uh, consider că politica e prematură pentru mine, dar nu e exclus pe viitor să mă implic în politica mare. Și acum care ar fi miza politică sau profesională? Miza profesională, eu concurez în prezent pentru funcția de judecător la Curtea Constituțională. Este dosarul depus acolo. Pentru a câta oară? A șaptea oară, Dorine. A șaptea oară. <laughs> și ce interesant, aceeași componență, actuală componență a CSM-ului, la fel m-a audiat la concursul precedent unde a fost ares domnul Ababe și domnul Turcan Serghei, și toți au recunoscut că am fost cel mai bun. Toți au recunoscut. Și sunt bun, dorine. Am demonstrat lucrul acesta. Și Șanse sunt acum mai mari? Uh, un neajuns. Eu sunt independent. Eu nu pot. Să asta mă... e un avantaj pentru dorine, curtea constituțională. Tu ești sigur de asta că curtea constituțională vrea un judecător independent acolo? Pe dracu! În Republica Moldova am. Astfel de persoane cum sunt eu, sunt foarte greu denumit în funcție. Mai ales persoane care sunt independente și care e, ce gândesc, aceea și vorbesc și astfel acționează. Dar în perspectivă ambiții politice în ce direcție sunt? Prim-ministru, președinte, o, nu, primar. Oh, no, nu, no, Dorine, Dorine atent. Fiecare ustaș visează să devină general, fiecare ustaș. Iar fiecare persoană care este activist civic ce vrea să schimbe ceva în țară, visează să devină președinte acestui stat, știi? Pe bun și ăsta e și visul tău? <laughs> visul acolo, la da oricărui politician să Deci noi președinte. putem avea exclusivul ăsta că Teodor Cârnaț va, candida, va candida cândva la funcție de președinte? 100 de procente. Voi candida la funcție de președinte a Republicii Moldova. Fiindcă am toate capacitățile, am toate abilitățile de a deveni un președinte bun a Republicii Moldova. Vă mai doriți copii? Da. Ce le răspunde celor care fac apropo ori de genul? Dar ei știu că există metode de contracepție? Mm. <laughs> Nici cunoscute sunt căile domnului și cred că fiecare adoptă decizia de a naște un copil sau de a, sau de a da naștere unui copil în de pregătirea lui morală, fizică, emoțională, financiară și așa mai departe. Mai există dragoste după 16 ani de căsnicie sau cât aveți voi? Abia începe. Doar nu e 16... vorba de deprindere? Nu, nu. Nu poate exista un cuplu care de naște la copii frumoși fără dragoste. Ai putea ierta infidelitatea? Da. Ce-ai vrea să le spui celor care se tem să mai aducă pe lume un copil? Dumnezeu ne-a dat pe pământ ca să lăsăm rod pe acest pământ. Și egoismul, din noi, e bine să fie înlocuit cu un altruism. Dar cea mai bună, cel mai, ce mai, ce mai nobil uh, om sau cea mai nobilă acțiune pe pământ este de a da naștere unui copil sau dacă nu poți, Dorine, să-l înfiezi. Ce mesaj ai vrea să le transmiți copiilor tăi uh, atunci când ei vor mai crește și vor privi acest interviu? Uh, să fie oameni. Să, să nu lipsească bunătatea din suflet. Și atunci când uh, vor fi la dilemă cum să acționeze, să pună în capul mesei acele zece porunci al lui Dumnezeu și întotdeauna Domnul o să te lumineze și o să arăte calea cea dreaptă. Să uite de hapsinitate, să uite de fără de legi, deoarece pentru faptul că tu ai dus o viață de criminal sau chiar dacă ai recurs și la omucideri, vor suferi următoarele generații după tine. Și de aceea, pentru viitorii mei copii, Strămoșii voștri au fost buni creștini, au fost ascultători, chiar dacă au fost țărani, dar au avut frică de Dumnezeu. Și roada pe care eu o coleg ca și tată, îi se datorează acelor strămoși care au fost devotați la Dumnezeu. Dar eu sunt foarte binecuvântat și de multe ori mă gândesc, de, de unii am, de unii eu primesc atât de mult? Și de ce când mă uit în trecut și spun, cred că pentru cei ce eu sunt Teo Cârnaț, Teodor Cârnaț, Multi îi datorez stră, stră, strămoșilor mei. Teodor, ce contează cu adevărat în viață? Omenia, dragostea, dar în primul rând copiii și familia. Prieteni, dacă ați privit acest interviu până la final, înseamnă că vă place ceea ce fac eu, așa că abonați-vă la canalul meu de YouTube și apăsați pe clopoțel pentru ca să primiți notificări de fiecare dată când voi posta un video nou. Mulțumesc!